Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vom vedea astăzi cine a ajuns să conducă cele câteva întreprinderi românești cruciale din industria de apărare, în contextul în care șeful armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a lansat recent o serie de avertismente de o severitate cu totul neobișnuită privind starea apărării României. În interviul pentru Europa Liberă, care a apărut săptămâna trecută și despre care am vorbit, șeful statului major al armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a atras atenția că au fost mai multe topicuri. Dar, la 20 de ani după primirea în NATO, țara noastră nu are nici acum capacitatea de a produce muniție NATO, adică muniție la calibrele folosite de armatele NATO, deși a achiziționat tehnică NATO. Toate programele de înzestrare autohtone sunt întârziate, militarii folosesc același armament personal de tip sovietic, vechi de aproape 70 de ani, și nu au nici măcar bocanci confortabili. Au niște bocanci de vară, a spus domnul Gheorghiță. Domnul general, care sunt ok, urmează să se primească și ceilalți bocanci. Înțelegeți cam care este nivelul? Noi râdem, dar un infanterist care nu are niște bocanci cu care poate să meargă este un infanterist practic inutil. Ce se întâmplă? De ce acest dezastru? Pe scurt, la fel ca în toate celelalte companii deținute de statul român, și în industria de apărare se fac numiri politice. În sensul că partidele aflate la putere pun la conducere și în consiliile de administrație diferite personaje extrase, după ce criterii nu putem decât bănui, din bazinul nesfârșit al clientelei politice. Acest rezervor cu iz de hazna. Iar rezultatul se vede. Știm că de obicei în astfel de posturi, de obicei foarte bine plătite, în raport cu gradul de pregătire al celor care ajung acolo, ajung tot soiul de nei ca nimeni. Sunt niște sinecuriști, abonați la funcții, care nu se pricep la altceva decât să facă sluji cât mai eficient și mai frumos în fața șefilor de la partid. Da, acum, sincer, te-ai aștepta ca măcar în industria de apărare partidele noastre să aibă această minimă responsabilitate, acest minim instinct de conservare, de a numi ca șef totuși niște oameni care se pricep la domeniu, adică vorbim de industria de apărare. Ei bine, nu. Și îmi vin în minte cuvinte foarte grele pentru politicienii care au pus ca director la întreprinderile de armament foști șefi de pe la circ, teologi, inculpați de NEA, foste învățătoare sau angajate la televiziuni de scandal, care au descoperit la un moment dat în viață plăcerea de a fi angajat la stat prin decizie politică. La uzina de armament Plopeni, ca să venim la situația din teren. La uzina de armament Plopeni, de exemplu, care ar trebui să furnizeze muniția armatei române, director general este un domn Popa Viorel. Domnul Viorel are studii de teologie. Felicitări! A absolvit în 2007 Facultatea de Teologie Ortodoxă, de la teologie s-a mutat la circ. Adică între 2017 și 2019 a fost director administrativ la circul Globus. Au legătură? Nu știu, nu, e, mă rog, nu m-a provocat, te rog. Până în ce an a fost? 2019. S-a lăsat când nu i-a mai lăsat cu animale. Da. D-a spus animalele de la circ, a zis... În această perioadă, circul ține de primăria. Da. Doamna Gabriela Firea era primară în perioada în care el conducea circul, a mai fost director adjunct la administrația cimitirelor și crematorilor umane din București, care ține tot de primărie. În 2022 a fost pus șef la uzina de armament de la Plopeni, când ministrul la economie era un PSD-ist. Domnul Florin Săpătaru. Uzina ține de Ministerul Economiei, numirile vin pe filieră politică. Și să vedem și alte posturi. Deci dânsul este directorul general. Director comercial la Plopeni este un domn pe nume Marian Bratu, care a fost cercetat de DNA și trimis în judecată, sub acuzații de trafic de influență, pe care l-ar fi făcut alături de un consilier juridic al întreprinderii. Nu intru în detalii în dosarul ăsta, doar vă spun că ar fi cerut șpagă ca să aprobe prelungirea unor contracte ale uzinei. De ce are legătură cumva? Bani publici. Da, se ocupa de producția de armament. Dânsul nu are CV pe site-ul uzinei Plopeni, a remarcat publicația de fapt.ro, în schimb se bucură de o avere uriașă, greu de justificat doar din salariul său, fie el de 19.000 de lei, are apartamente, case, mașini de lux, hectare de teren agricol și așa mai departe.
judecat pentru trafic de influență. Dânsul nu are CV, dar este director comercial. Știi cum erau pe vremuri artiștii emeriți? Așa este și domnul acesta. Este un talent născut. Da. Tot la Plopeni, șefa Consiliului de Administrație este o doamnă, David Emilia Mirela. Doamna Mirela are o diplomă de la Facultatea Privată de Economie Spiro Haret, obținută pe la 29 de ani. A lucrat ca specialist serviciu clienți la o companie de telefonie. Cred că la call center asta înseamnă, poate mă înșel. Cariera i-a decolat când a început să lucreze Ministerul Economiei, condus de PSD, pe o funcție de consilier la secretar, la un secretar de stat. De aici a ajuns la șantierul naval 2 Mai, în Consiliul de Administrație. Șantierul naval 2 Mai, subordonat Ministerului Economiei. Și de acolo a fost numită, este la uzina de armament de la Plopeni, șefa Consiliului de Administrație. Plopeni, uzina de armament, fabrică de armament. Șeful armatei spune, suntem în cofă, ca să nu zic altfel, cu producția de muniție în țara asta și de armament. Tot publicația online, defapt.ro, pe care vă recomand cu drag să o citiți, a investigat și situația șefilor puși politic de la fabrica de armament din Caracal, unde posturile de conducere sunt deținute de o fost angajată a postului de televiziune RTV, postul deținut de fugarul Sebastian Chiță, această doamnă, doamna Mirabela Isac, a ajuns consiliera ministrului mediului la un moment dat, când acesta era Daniel Constantin, Daniel Constantin din partidul domnului Dan Voiculescu. A rămas în sistemul bugetar, a lucrat în mai multe ministere și agenții, în general la birouri de relații publice. Acum este administrator special la această întreprindere militară, nu? Care de armă nu e militară, în sensul că nu sunt militare acolo, sunt angajați civili, dar este o întreprindere care ține de Romarm și care teoretic repară și modernizează armament. Șefa Consiliului de Administrație de la Carfil, că așa se cheamă această firmă, această companie deținută de statul român, deci șefa Consiliului de Administrație este o doamnă, Luminița Popescu. A fost învățătoare, a absolvit facultatea de litere la Craiova, deci formație umanistă. În urmă cu 4 ani ajunsese șefa Agenției pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei. O agenție pe care un reportaj ProTV, de urmă cu vreun an, cred, o descria ca o sursă de sinecuri. Acum doamna de la Egalitatea de Șanse e la reparații și modernizare de armament. Și în aceste condiții mi se pare că șeful statului major al armatei, generalul Vlad Gheorghiță, este realmente prea potolit, prea subtil și prea cu minte când spune că, și citez, industria națională de apărare trebuie să se capaciteze corespunzător. Și nu este răspunderea numai a Ministerului Economiei, este un efort național. Am încheiat citatul. Chiar și așa sunt convins că toată viermuiala de politică din jurul acestei industrii cruciale, de unde se evident să își perțuiesc o grămadă de bani, toată viermuia asta politică l-a luat la ochi pe șeful armatei și acum i-a pus gând rău, pentru că a spus adevărul. Omul a spus, suntem, e nasol ce se întâmplă, trebuie făcut ceva. Nu avem muniție. Urmează să cumpărăm bocanci. Adică dânsul e militar, nu prea spune astfel de lucruri. Când șeful armatei zice așa, atunci ar trebui să te trezești. Ce credeți că o să se întâmple? Credeți că politicienii noștri se vor trezi și vor spune, da, domnule, hai să punem oameni care chiar se pricep, pentru că suntem în marginea unui război, cel mai urât și mai amplu război din Europa de după al doilea război mondial. Sau vor spune, hai să le executăm pe ăsta și să punem acolo pe cineva obedient, care să tacă din gură, să meargă pe burtă, în timp ce noi continuăm să ne facem. Zi, B, 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 da. Asta e, dacă nu ne trezim repede, o să ne coste pe toți și mult mai scump decât ne putem imagina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.